De când a început să ningă în județul Giurgiu, stratul de zăpadă nu a depășit 10 cm, exceptând zona de nord a județului, unde a nins mai abundent. În aceste condiții nu s-au semnalat probleme deosebite pe drumurile județene, întrucât societățile responsabile cu dezăpezirea au acționat la timp, astfel încât nicio localitate să nu fie izolată. S-a intervenit pe toate drumurile județene. Avem împărțit județul în 7 baze. Baza 1 este a Direcției de Transporturi a Consiliului Județean Giurgiu, gestionată de domnul director Mateescu, iar celelalte 6 zone, 4 societăți care au câștigat licitația și începând de ieri, de la orele 16, s-a intervenit. Nu a fost o intervenție destul de grea, pentru că nici zăpada nu a fost destul de abundentă. La orele prânzului se mai acționa încă în zona nordică a județului, acolo unde stratul de zăpadă depus a atins 20 de centimetri. Pe drumul județean 412C, care face legătura între Bulbucata și Clejani, zăpada are undeva la 20 de centimetri. Deci a nins, să zicem, mai bine. Este foarte bună zăpadă, e foarte bine ca nins pentru agricultori, să mai bine să ningă decât să fie îngheț și polei. Pericolul în zilele următoare îl reprezintă însă poleiul, pentru că sunt anunțate ploi, iar pe timpul nopților temperaturi negative. Mai greu ne va fi în zilele următoare, când va ploa și se va forma poleiul, pentru că temperatura va fi destul de scăzută. Și atunci trebuie să intervenim cu materiale antiderapante, pentru că poleiul este un dușman al celor care conduc mașinile. Deci, practic, acum se circulă în regim de iarnă cu o zăpadă, să zicem așa, de 2-3 cm pe carosabil. S-a dat cu materiale antiderapante și sperăm să nu avem evenimente deosebite. Pentru ca dezăpezirea să se desfășoare în condițiile prevăzute în contractele societăților care au câștigat licitațiile în județul Giurgiu, efective ale Poliției Giurgiuvene verifică stocurile de materiale antiderapante, utilajele și personalul aferent.